Salutare tuturor și bine v-am regăsit la încă un nou videoclip de pe acest canal. Băbeți, în primul rând, vă rog frumos să nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un share, subscribe și să distribuiți clipul video mai departe prietenilor voștri. Astăzi mai avem un pic și terminăm povestea, încă câteva propoziții și o să facem o nouă poveste, așa că haideți să mergem. Am rămas de aici, acum o să vină și după mine. Bun. Vine la mine, Sergiu, te rog. Îmi e frică. Te rog. Ok. Când Sergiu ajunse acasă la Raisa, aceasta era deja moartă. Dena a fost găsită de către poliție. A doua zi, într-o baltă de sânge. Toți prietenii cu care aceasta a glumit în acea zi au fost de asemenea găsiți morți. Sergiu a scăpat pentru că nu a rostit numele omului fantomă. Bun, băieți, Halloween 3, este Mario? Da. Nu, este Mario. Nu? Da. Și, da, ceva, am zis că dacă și care poveste e mai mișto? Jungla 3, jungla 4. Nu știu, băieți, care naiba? Hai copilul. Mami dragă. Da, mami, are mami ceva important să-ți spună. Spune, mami. Dragă, să nu te sperii. Ascultă-mă până la sfârșit. Vreau să-ți vorbesc despre tata. Vreau să știi. Ce să știu, mami? Tati a murit într-un accident de muncă, nu? Ascultă-mă, Ștefan. Ok, spune. În tinerețe, după ce m-am căsătorit cu tatăl tău, am avut o fetiță pe nume Raisa. Bă, ești nebun? Bă, din povestea aia, Halloween 2. Ce coincidență de nume, sau poate chiar aia a fost. Era atât de de inteligentă, ce naiba. Era atât de inteligentă pentru vârsta ei, încât câteodată știa mai multe decât noi despre un lucru sau altul. Era un copil extrem de talentat. Apoi, pe măsură ce anii treceau, a început să ne creeze tot felul de probleme. Ce fel de probleme? Avea probleme mari de comportament. Ascultă-mă, nu mă întrerupe. Sorin. Da. O să ceva. Păi zi. Da, cred că... Nu știu dacă știai tot, dar și-o mai avut un frate. Da, știam. Așa că într-o zi, mami și tati au dus-o la spital pentru analize. La spital ne-au spus că analizele au ieșit perfect și că nu e nimic în neregulă cu ea. Dar ceva era în neregulă. Ceva era. Am încercat din răsputeri să o înțelegem, însă cu cât încerca mai mult, cu atât se îndepărta mai tare de noi. Nu mai știam cum să o ajutăm. Aproape tot timpul stătea în cameră, iar dacă îi spuneam să iasă la joacă, refuza de fiecare dată. Avea doar 6 ani la vremea aceea. Până la urmă nu am mai știut ce să facem cu ea, așa că am internat-o la un orfelinat specializat în copii cu probleme. De ce ați făcut așa ceva? Era copilul vostru, era sora mea. Nu, puiule, din păcate numai ca și un copil nu se comporta. Deci nu se comporta ca un copil normal. Am încercat din răsputeri să o ajutăm, dar nu s-a petrecut nicio schimbare. Pur și simplu nu-i păsa de nimic din tot ceea ce făceam pentru ea. Păi și ce dacă era copilul vostru? Asta nu e un motiv să renunțați. Ar fi trebuit să încercați orice. Asta nu e tot, fiule. Raisa era destul de ciudată. Vorbea cu obiectele și... Și ce, mami? What the fuck? Vorbea cu obiectele? Mamă, și se oprea în fața tatălui tău. Se uita fix în ochii lui și îl amenința. What the fuck, man? What the fuck? Deci copila asta... Bă, copila asta e fucking handicapat, adică nebună, nu știu. Ești nebun? După altă planetă. Cum adică îl amenința?
Îl amenința că îl omoară Ștefan. Bă, ești nebun la cap. Îi spunea că îl urește din tot sufletul și că o să-l omoare. Și asta a și făcut până la urmă? Nu cred. Sorin, stai. Asta a și făcut Sorin. Nu cred. Mami, răspunde odată. Scuză-mă, Ștefan, mi-au dat lacrimile. Hai cu reclama. Păi zice, mai mult mă uit la... La ce te uiți? La povestea ta, dacă să mă uit aici. Ce? Scuză-mă, Ștefan, mi-au dat lacrimile. L-a omorât pe tatăl tău, însă nu știu nici astăzi cum a scăpat de la orfelinat. A scăpat de la orfelinat? Da, ori omoară pe ea, ori pe mama ei. Mami, dar avea doar 6 ani. Cum se poate ca un copil de 6 ani să omoare pe cineva? Poftim? A scăpat de la orfelinat? Da! Doar nu crezi că i-a dat cineva drumul. Pe mine cred că nu m-a omorât pentru că eram însărcinată cu tine. Însă mi-a spus un lucru. Mi-a spus că se va întoarce. Înseamnă că o să omoare... Pe tatu. Nu. Pe mama ei. Nu, pe sogen, pe fica. Ștefan cel mare. Pe fratele ei, pe Ștefan cel mare. Ștefan. Eu eram prea ocupată cu tatăl tău pentru că sângerea foarte tare, așa că am sunat repede la 112. Nu cred să fi trecut 2 minute și când m-am uitat după Raisa, ea nu mai era nicăieri. Deci a fost o minciună ceea ce mi-a spus prima dată despre tati. De ce nu mi-a spus adevărul? A fost tatăl meu, cred că meritam să știu adevărul. Erai prea mic, Ștefan, nu aveai cum să înțelegi. Ba da, cu 3 semne, aș fi înțeles. Ba da, aș fi înțeles, ești nebun. Omul ar fi înțeles cu 3 exclamări. Liniște. Liniștește-te, Ștefan, liniștește-te, că de nu-ți dă maică-ta o lopată și zbor la mama naibii. Bine, mami. A fost Caterin, că nu băgați în seamă scuze. Și apoi ce s-a întâmplat? Ce au spus cei de la poliție? O paletă mătală. Păi bineînțeles că au crezut că eu l-am omorât, dar nu erau să creadă că l-a omorât un copil de 6 ani. Și ce s-a întâmplat până la urmă? Până la urmă, după ce le-a spus toată povestea cu Raisa, au început să verifice în detaliu corpul lui tatălui tău. Avea fața zgâriată, iar unul dintre polițiști și-a dat seama că era vorba de o mână mai mică decât a mea pentru a provoca acele zgârieturi. Doar atunci m-au crezut. Bineînțeles că au căutat-o pe Raisa cu lunile și nu au găsit-o. Mami, îmi vine să plâng. Păi nu plânge, că te aude asta și de mine de tragi o paletă. Stai, mă. Direct la Dumnezeu te duci. Nu, mă. Direct la Doamne. Plângi, Ștefan, descarcă-te, într-adevăr, gen... Trebuie să se descarce, adică, na. 5 minute mai târziu. Dumnezeule, cum s-a întâmplat asta? De ce? Unde este Raisa acum? Nu știu, scumpule. Să spun ceva. Ce vrei să spun? După 5 minute, aseară că s-au descărcat, adică o făcut baie, o făcut piscină la în casă. Nu, m-a plâns, mă, s-a liniștit. Am sunat la toate orfelinatele. Am sunat la spitale în caz că ar fi pățit ceva. Am sunat până și la morgă. Nimeni nu a știut să-mi spună nimic în legătură cu ea. Nu era nicăieri. Îmi pare rău, mami. Stai liniștit, Ștefan. Totul va fi bine acum. Mami, putem să lăsăm toate luminile prinse în casă. Măcar în seara aceasta. Sigur, puiule. Pot să vii să dormi cu mine dacă vrei. Bine, mami. Oare cât 2 ore mai târziu? Ho, nu te spera. Nu, mă. Păi, dar gen, înseamnă că el e acasă. Înseamnă că mult Ștefan, cel mare. Înseamnă că Ștefan e acasă și mami, gen mama lui, e la muncă. Mami? Păi așa scrie aici, mami. Ștefan... E aproape ora 12 seara, a trebuit să mergi și tu la culcare. Aha, deci acum 2 ore a fost ora 10. Vrei să vii cu mine? Eu mai stau un pic, mami, nu prea pot să dorm. Am să vin mai târziu. Bine, dragă, dar să nu stai mult. Asta da, mamă, beți. Ok, mami, te iubesc. Noapte bună.
Noapte bună, dragă, te iubește mami mult. După aproximativ jumătate de oră, adică... Tu a vrut 24 de nu, minute. Nu, aproximativ, gen, nu e fix 30 de minute. Știu. E ori mai puțin, ori mai mult. Se rotunjește. Da. Mami, dormi? Nu! Nici ție nu ți-e să încă somn. Nu prea, nu-mi vine să mă duc la culcare. Vreau să fac o baie. Bă, am vrut să fac o rimă, gen... Unde e laptele? Unde e laptele? În frigider, dragă. Să-mi scrii dacă nu îl găsești. După o altă jumătate de oră. Raisa! Raisa e aici! Fugi, mami! Fugi că te ții picioarele mâncând pământul cu sare! Ce-i aici? Raisa, gen... Risa, tu ești aici! Mami, ești ok? Mami! Mami! Mami, curge sânge din tavan, ce naiba ai făcut? Mami! What? Gen, curge sânge prin tavan. E făcută la așa întâmplare. Știi, poza asta e cu sânge. Bă, dar gen zice, curge sânge din tavan, adică nu prin tavan, adică... Înseamnă că a omorât-o. Păi da, da. Gen, arată că curge sânge din tavan, cum ar veni. Și e pe perete. Da. Mami, ești bine? Răspunde, te rog. 1, 2, care este urgența dumneavoastră? Conexiune terminată. Ștefan! Ștefan! Halo! Am prins-o pe mami ta, mamă! Ce? Ce? Raisa? Raisa, tu ești? Da. Raisa, ce ai făcut cu mami? Haide, Raisa, haide! Mami și tati nu m-au vrut pe... Da. Da. 30 de secunde, revenim. Bun, băieți, am revenit. Raisa! Raisa! Ce naiba faci? Ce naiba faci ce cu mami? Ce naiba? Tati și mami te-au vrut pe tine. Ce ai făcut cu mami? Mami e acum cu tati, bă! În pat? Cum vorbește, bă, frate, la vârsta... În pat sau nu înțeleg? La vârsta ei, bă, nu pot să cred. Cum adică? Adică e... Chiar aici? Unde? Trimite poza. Trimite poza. Uite-te, mamă, i-a ucis în curte. Gen, după ce i-a ucis, i-a dus în curte. Am îngropat-o până la gât să vadă totul înainte să termin ce am început. Nu știam fata asta. Deci, gen, a îngropat-o și pe mama ei și pe tatăl ei. Adică, gen, nu l-a ucis, l-a îngropat în... curte și mama a, lui... nu l-a ucis! Da, și gen după îl ucide, știi, gen să vadă el cu ochii lui, știi, și mama cu ochii ei, cum gen propria lor fiică, își omoară părinții, înțelegi? Dar oare și pe băiatul omoră? Nu știu, cred că da. Stai liniștit, nu e încă moartă. Că gen, bă, băieți, eu povestea asta mai... Chichito, nu știi, mi trebuie să... Da, cum, în... cât a fost aia? 10 ianuarie, așa-i? Da. Da, în 10 ianuarie, dar gen, țin și acum minte, un pic am citit din ea, așa-i? Da, n-am citit. Da, un pic și, da. Ce? Stai, nu se poate. Acela e tati? Cred că visez stele verzi pe pereți. Nu visez, da. E tatăl tău. E îngropat lângă mama ta, vezi? Ce ai făcut cu el? De ce sunt așa de zgâriați pe față? Este vina ta. Numai tu ești de vină. Adică... Tu ești de vină pentru tot, poftim, dar eu nu am făcut nimica. Ba da, te-ai născut. Ok, și că... Mi-ai furat locul. Te urăsc. Te vreau și pe tine aici lângă mami și tati. Deja sună la poliție. 1-2, care este urgentă dumneavoastră? Alo, alo, m-auziți? Alo. Ștefan nu a mai reușit să vorbească cu poliția. El și mama lui au fost găsiți îngropați până la gât în curtea casei. Aveau fața zgâriată atât de tare încât nu erau de recunoscut. Din cauza sângelui pe care l-au pierdut în urma zgârieturii, au fost găsiți morți. Bă, deci gen, fata asta, tu vezi cum e la fata asta? Deci doar i-a fucking zgâriat și i-a ucis. Ești nebun, deci... E zgâriat și bătine. Bă, mare, deci... What the fuck? Deci gândiți-vă, băieți, cât... De criminală e, cât, nu, de, gen... cât de box a făcut. Cât de mult sânge poți să pierzi de la niște zgârieturi.
Și a zgriat atât de tare încât nu au mai fost recunoscut. Sorry, stai să spun sorry ceva. Din cauza niciunului pe care l-au pierdut în urma zgârieturilor, au fost găsiți morți, da. Raisa nu era nicăieri, ea nu a fost găsită nici până astăzi. Bă, da. O făcut ăsta, e simplă, întrebarea, Sorin, e simplă. O făcut, antrenat-o Mayweather. Poftim? O antrenat-o Mayweather. Crăciun sângeros, sinistrul. Asta, citește-o asta, sinistrul. Bun, băieți, cam atât cu acest videoclip. Apropo, am uitat să menționez acum, mi-am adus aminte. Acest videoclip l-am făcut gen special pentru un abonat care mi-a sugerat în comentarii că mai vrea gen să mai fac de astea. Special pentru el am făcut, pentru că nu făceam acum, făceam peste 2-3 zile, dar am făcut special pentru el. Îi mulțumesc de sugerare și noi o să ne revedem data viitoare cu această poveste Crăciun sângeros, iar după aia o să citim Sinistrul. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția acordată, iar noi desigur ne vor vedea data viitoare. Pa, pa!